Mulțumesc Domnului pentru că în această după masă mi-a făcut parte de acest har binecuvântat să fiu la dumneavoastră prin fratele păstor care ne-a invitat aici, Domnul să vă binecuvinteze. Și mă bucur să fim în casa Domnului într-un loc de rugăciune, într-un loc unde știm că aici sufletul nostru se odihnește, se bucură, se înviorează în prezența Domnului Isus. Stând în locul acesta, în această seară, am depanat câteva amintiri în urmă cu poate ani de zile, 15 sau 16 ani, când pentru prima dată împreună cu fratele Victor Tobiazec am fost la dumneavoastră în biserică, nu știu câți vă mai reamintiți lucrul acesta, când fiind student la Arad, la teologie, am trebuit să fim examinați, să avem parte de câteva examene practice la cina Domnului în anumite biserici. Și primul examen a fost în biserica aceasta, la dumneavoastră, împreună cu fratele Moise Lucaci. Și țin minte și niciodată n-am să uit lucrul acesta. În timp ce vorbeam, eram timid, un tinerel în vremea aceea, am întors așa din instinct privirea în spate și l-am văzut pe fratele Moise lângă mine. Așa emoții m-a apucat atunci, că nu puteam să mai spun mare lucru. Însă timpul a trecut, fratele a plecat la Domnul și noi ne vom duce la Domnul și Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. M-am gândit în această seară, în locul acesta, cât de important este să fii înaintea lui Dumnezeu așa cum îți cere Dumnezeu. Să știți că intrarea în împărăția lui Dumnezeu este o intrare mai specială, dacă vreți. A intra în împărăția lui Dumnezeu se pun niște condiții pe care trebuie să le îndeplinim aici jos prima dată ca să ne putem încadra să intrăm pe porțile noului Ierusalim în cer. Și sigur că Dumnezeu ne va ajuta. În timp ce au avut loc rugăciuni în această seară aici, cântări în numele Domnului Iisus Hristos, mi s-a dat în cunoștință că unii dintre dumneavoastră insistați la Domnul ca să vină îndurarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră. Și Domnul va revărsa îndurarea lui peste cei ce o cer. Atunci când ceri îndurarea lui Dumnezeu, atunci când vii înaintea Domnului și te rogi Domnului, ca Domnul să aibă milă, să vină îndurare, să vină biruință, protecție, Domnul privește cu milă. Domnul privește cu îndurare. Slăvit să fie Domnul. Unele persoane stăteau înaintea Domnului și așteptau ca Domnul să-i ușureze de anumite poveri, greutăți care le port pe umeri și nu mai puteau să le poarte mai departe. Și Domnul îmi spune prin Duhul Sfânt și spun în seara aceasta, cei ce vin sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le ridică poverile. Fratele Victor spunea de această mărturie minunată atunci când s-a dus la Cluj, s-a întâlnit cu Domnul Iisus. E o povară pe care a ridicat-o Domnul. Priviți dumneavoastră în această seară, în locul acesta, să ne apropiem cu o inimă curată. Vreți dumneavoastră ce pretenție are Dumnezeu de la cei ce sunt copiii Lui? Dumnezeu nu ne acceptă să avem o inimă murdară. Citim în cuvântul lui Dumnezeu în această după masă, în Matei capitolul 5, versetul 11 și chiar unul dintre versete care spune versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Având inima curată, înțelegem în această seară, în cuvântul lui Dumnezeu, căci noi am fost eliberați, inimile noastre au fost încătușate, inimile noastre au fost împovărate cu păcate, împovărate cu lucruri care nu aduceau valoare sufletului nostru. La întâlnirea noastră cu Iisus Hristos, Domnul Iisus, prin mila Lui și îndurarea Lui, a adus eliberarea stării noastre, a adus, dacă vreți, scăparea de orice legătură străină,
aducându-ne într-o stare după voia lui Dumnezeu, făcând din inima noastră ca inima noastră să fie o inimă curățită prin sângele lui Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Mai avem nevoie în seara aceasta să fim curățiți? Avem nevoie să fim spălați în această seară? Gândiți-vă dumneavoastră, ne apropiem de veșnicia lui Dumnezeu, fie tineri, fie mai puțin tineri, dar mi-aduc aminte de tânărul David, care la vârsta de 18 ani, vine și spune așa de explicit, dacă vreți, viu este Domnul, că între mine și moarte e doar un pas. Indiferent că poate fi mai mult sau mai puțin, noi trebuie să respectăm ceea ce ne cere Domnul, să avem inima curată, inima să fie pregătită pentru a putea să stăm în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în seara aceasta aici, ca inimile noastre, dacă sunt împovărate, inimile noastre, dacă sunt afectate, pătate, sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Laudă Domnului! Ce minunat este să fii curățit de sângele Domnului! Atunci când dorești ca să îl primești pe Iisus Hristos în viață, când dorești să vii la Iisus Hristos cu credința aceasta că Domnul are putere să schimbe inima. Vreau să vă spun ceva seară. Am avut o întâlnire cu o persoană într-o familie care m-au invitat. Persoana aceasta vine din lume, nu-L cunoaște pe Dumnezeu prea mult, însă s-a născut dorința aceasta în această inimă ca să îl caute pe Dumnezeu și să vadă care este adevărata căutare, adevărata eliberare a descătușării inimii ei. Fiindcă la urechile acestei persoane veneau mai multe știri că dacă vine la pocăință, dacă vine la Hristos, o să fie blestemată înaintea lui Dumnezeu, o să fie considerată sub o formă sau alta, și a vrut să se documenteze, să vadă adevărul. Și Domnul vine și ne spune că și a celor căre inimă este curată, acolo vine prezența Duhului Sfânt, acolo vine puterea Duhului Sfânt. Și a dorit în această seară în orăștie să vină Duhul Sfânt să lucreze aici, să vină puterea Duhului Sfânt să ne cerceteze. Fraților, noi credem că Iisus e aici în adunare. Noi credem că Duhul Sfânt ne cercetează. Noi credem că Domnul rezolvă probleme chiar acum. Că Domnul rezolvă cauze și le împlinește chiar acum. El are putere. E Fiul de Dumnezeu. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Un alt aspect din cuvântul lui Dumnezeu în această seară, Domnul vine și ne spune în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14, că Domnul ne cunoaște inima și Domnul ne știe și fratele va afișa să vedeți dumneavoastră, dar acum domnia ta nu va denui, Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, adică înțelegem că dacă nu ești după inima lui Dumnezeu, indiferent că ești păstor, proroc, cântăreț, indiferent de slujirea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, dacă părăsim această extremă a sfințeniei, nu putem fi pe placul lui Dumnezeu. Și în această seară, ceea ce doresc, și mai mult ca mine dorește Dumnezeu, să facă inimile noastre să fie sfințite, curățite, glorie Domnului! Să fim după inima lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă? A fi după inima lui Dumnezeu înseamnă a vedea ce vrea Dumnezeu din viața ta și a cunoaște să vezi ceea ce înțelege Dumnezeu atunci când noi venim înaintea Lui și ne zmerim în fața Lui. Dumnezeu lucrează. În 1 Cronici, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune în capitolul 29, versetul 17: știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea Ți-am adus toate acestea daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Domnul iubește curăția de inimă. Domnul iubește
pe cel ce aduce daruri în curăția inimii. Iubiții mei, stăm în casa lui Dumnezeu. Noi suntem, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu puternic, care Domnul nu primește oricum jertfa noastră, jertfa care o aducem înaintea Domnului. Dacă nu este în curăție de inimă, dacă nu este în sinceritate și în pocăință, n-are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și ia ceea ce dorim în această seară, dorim ca Domnul să ne atingă inimile noastre, să lase Domnul o picătură de sânge pe inimile noastre, pe viața noastră, să fim curățiți de Iisus Hristos. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. E așa de bine cu Iisus. E așa de bine să-L simți pe Iisus în viața ta. E așa de bine să simți că Iisus te iubește. Așa de bine să fii aproape de Iisus cu o inimă sfințită. Aleluia! Lăudați să fie Domnul. E așa de bine când vin fața lui Dumnezeu. Dumnezeu te știe, îți cunoaște gândurile. Dumnezeu ne cercetează de aproape, de departe. Știe când stai jos, știe când te scoli. Îți pătrunde gândul. Pentru că ce este un Dumnezeu atotputernic, care face semne și minuni. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Doresc în seara aceasta să înțelegem ce cere Dumnezeu de la noi. Am citit aici în Cronici și spune că Domnul cunoaște și iubește curăția de inimă. Persoanele care doresc pe Dumnezeu n-au voie, nu ne permite Dumnezeu să ne fie încărcate inima cu lucruri care îl deranjează pe Dumnezeu. Lucruri care n-au nicio valoare, știți de ce? Pentru că poți pleca din lumea aceasta oricând. Oricând poți părăsi pământul și te întâlnești cu Dumnezeu. Vei fi față în față cu acest stăpân și ne va întreba Dumnezeu. Dacă n-am fost credincioși, ne va întreba Dumnezeu. Tu ai știut că trebuie să mă iubești cu o inimă curată și nu m-ai iubit. Tu ai știut că trebuie să ai o inimă curățită și n-ai avut-o. Ce răspuns îi vom da lui Dumnezeu? Iubiți frați și surori, trăim o vreme în care parcă niciodată, că acum nu s-a întâmplat ce-i pe pământ în vremea aceasta. Și Domnul vine și ne spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Aleluia! Aleluia, mărire Domnului! Simt că Duhul Sfânt este Cel ce cercetează. Simt că Duhul Sfânt îți vorbește seara aceasta, fiindcă Dumnezeu te iubește și îți vrea Dumnezeu mântuirea și îți vrea Dumnezeu salvarea sufletului. Pe data de 13 ianuarie, la ora 9 seara, Domnul ne-a încercat familia. Domnul vorbește, nicio lucrare pentru cei ce sunt iubiți de Domnul, fie încercare, fie binecuvântare, fie orice alt lucru din partea lui Dumnezeu nu rămâne neanunțat. Avem exemple din Scriptură, oameni pe care Dumnezeu avea în plan să-i înalțe, Dumnezeu i-a anunțat înălțarea lor, că Domnul are în plan lucrul ăsta. Orice lucru Dumnezeu anunță. Și înainte de 13 cu o săptămână, Domnul arată o vedenie la o tânără din biserică și arăta o vedenie pentru că spre casa noastră se apropia un steag de doliu, o mână vrășmașă, să grăbea să aducă steagul ăsta, să-l pună în casa noastră. Dar dintr-odată când a fost foarte aproape să pună, să fie pus steagul de doliu, a apărut mâna Domnului, mâna lui Iisus, a îndepărtat steagul acesta și a pus un steag al biruinței peste casă. Iubiții mei, pe data de 13 la ora 9 seara, după ce soția terminase orele de făcut cu unul dintre cei mai mici din băieți, fiindcă Domnul ne-a binecuvântat să avem 9 copii și cel mai mic copil are 9 ani, cea mai mică fetiță are 4 ani. În această seară, după ce a terminat lecțiile, orele de făcut cu el, noi cântam, ne rugam ca familie, am fost acasă, n-am plecat în seara aceea niciunde. Și obișnuit când suntem acasă și când nu suntem, să ne rugăm Domnului cu copiii, să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu.
Și lucrul acesta îl facem nu că ne obligă Dumnezeu, ci îl facem că îl iubim pe Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Dumnezeu s-a îndurat de noi nu odată și de multe ori. De această seară vreau să spun, dacă Dumnezeu ți-a făcut bine și sunt convins că ți-a făcut bine, laudă-L zi și noapte pe Dumnezeu. Bucură-te cu Iisus Hristos, căci izbăvirea ta e în mâna Domnului. Atunci când vezi talatule că se ridică necazuri că vin, când vezi că bat vânturi cu putere mare, să nu uiți, e unul mai puternic ca vântul, e unul mai puternic ca furtuna, este Fiul lui Dumnezeu, este Regele Regilor. Sparagadobia se brot meglait. Aleluia, 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 aleluia. Simt din partea Domnului cum o mână puternică trece prin adunare seara aceasta. Este mâna lui Iisus Hristos, este puterea Duhului Sfânt care stă de vorbă cu tine. Binecuvântat să fie Domnul! Și dintr-o dată acest copil a spus, mami, mi-e rău. Soția a crezut că glumește copilul și a repetat încă o dată, mamă, mi-e rău. Și m-a coborât jos într-un living. A venit rău la băiat, căzut jos, l-au luat fetele, cele mai mari l-au dus în cameră și a revenit puțin și a început să plângă, se uita într-un anumit loc, nu-și schimba privirea și întreba soția, ce vezi, Vinicius, vezi ceva? Spune așa foarte telegrafic lucrul acesta, poate prinde cuiva bine. Așa cum spunea fratele Victor aici despre această mărturie, poate prinde bine cuiva mâine sau peste o săptămână. Atunci când nu mai e nicio scăpare la oameni, să știi că vine unul de sus. Aleluia! Aleluia! Și ce-mi spune Duhul Sfânt acum? Multe dosare care le-ați trimis la altarul Domnului. Domnul le va cerceta și se va implica în ele. Aleluia! Și va aduce biruințe plânsetului tău și va aduce biruințe familiei tale, pentru că strâns spune Biblia. Și fratele păstor amintea în această seară câteva cuvinte și cântările că se gândea când strigă un nenorocit, Domnul îl aude. Lăudat să fie Domnul! Și a spus, mami, cu o voce stinsă, văd un înger. Era unul dintre copiii mai mari, a întrebat, auzi, cum a fost îngerul? Și el cu ochii în lacrimi plângând, spune, îngerul e alb, în alb îmbrăcat și a împreunat mânuțele, uite, în felul ăsta și a început să suspine și să plângă. Soția a spus, Vinicius, îngerul ăsta l-a trimis Domnul Iisus ca protecție lângă patul tău. De el a zis, nu mami, îngerul mi-a spus că a venit după mine și mă așteaptă să plec cu el. Cheamă-i pe toți să vină în cameră, vreau să vă mai văd o singură dată, că eu trebuie să plec cu îngerul. Seara aceea în casa noastră a fost mai mult ca o mormântare, dacă vreți. Ne-am rugat lui Dumnezeu și am spus, am sunat unde am... În momentele alea, știți, ca oameni, apelăm să fim ajutați în rugăciune. Și el a început să plângă, cu mâinile împreunate și plângea. Plângea că a venit clipa să se desparte de familie, spunea el cu gura lui, la 9 ani. La 9 ani să pleci din lumea asta, la 9 ani să pleci din lumea asta cu un înger. Ascultă-mă bine seara aceasta, ceea ce am citit aici. E cuvântul lui Dumnezeu. Copilul ăsta la 9 ani a văzut un înger. În timp când trebuie să pleci din lumea aceasta, va veni un înger, indiferent cum îl slujești pe Dumnezeu. Dacă îl slujești pe Domnul, vine din partea Domnului. Dacă nu, vine din altă parte. Dar vom fi întâmpinați la plecare din lumea aceasta. Și Domnul ne spune seara aceasta să ne apropiem cu o inimă curată, cu o credință de plină, cu inimile stropite de sângele lui Iisus, frați și surori, să nu ne păcălim că stăm în adunare,
că venim la rugăciune, că venim în casa Domnului. Și tot zi Domnul ne va spune, tu n-ai slujit unui Dumnezeu puternic, te-ai făcut alte lucruri, cea mai mare pagubă. Cea mai mare nenorocire când pleci de aici din lumea aceasta, să pleci într-un loc fără de Iisus. Să nu răștie în seara aceasta și mă întrebam, Doamne, de ce trebuie să vin eu de la țară? În seara aceasta ai rânduit să spun câteva gânduri aici, însă vreau să vă spun, le spun mie. Și dacă se potrivește cuiva, să le considere, să le ia și să pune preț pe aceste lucruri, pentru că stăpânul este viu. Aleluia! Aleluia! Ăsta-i Dumnezeu! Dacă n-ai inima curată, și cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune aici, prin apropiere de Dumnezeu, prin Hristos, găsim în primul rând, când te apropii de Dumnezeu cu inima curată, primul rând găsim în fața Domnului milă și har. Găsim milă și har la Domnul. Ați experimentat fiecare dintre dumneavoastră milă și har. Și unul din cuvintele Scripturii spune că îndurarea Domnului se renoiește în fiecare dimineață. Ați văzut lucrul acesta în această dimineață? Frați și surori, ați văzut îndurarea Domnului? Cum să nu vezi îndurarea lui Dumnezeu? Cum să nu vezi bunătatea lui Dumnezeu? Cum să nu vezi cât de mult te iubește Dumnezeu? Când în zorii dimineții ți-o pus din nou în putere, în trup să te ridici din pat. Te-ai mișcat, vezi, poți să mănânci cu mâinile tale, poți să umbli pe picioarele tale. Nu e altceva decât îndurarea lui Dumnezeu. Nu e altceva decât harul lui Dumnezeu. Stați în părtășie, rugăciune, că Duhul Sfânt cercetează biserica. Elichenadia să brodi fermenă. Aleluia! Lucruri noi va face Dumnezeu între voi, pentru că sunt făgăduite și vine vremea să le împlinească Domnul, să-și arăte slava și puterea că există Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Când vii la Iisus întâlnești har, când vii la Iisus întâlnești milă. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem în această seară aici un cuvânt pe care Dumnezeu ne spune și ne vorbește, că trăim o vreme în care nu mai găsești milă în lumea aceasta, trăim o vreme în care nu mai găsești îndurare, trăim o vreme în care nu mai găsești parcă pe nimeni să întindă o mână de ajutor într-o problemă, la rugăciune, la un necaz. Însă Domnul spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. În ziua necazului, ați văzut necazul, ați văzut atâția care au plecat din lumea aceasta, poate prietenii noștri, poate frați, slujitori, colegi de slujbă sau din familiile noastre. Și dacă noi suntem pe picioare, este că iubirea lui Dumnezeu este arătată peste noi, glorie Domnului. Să merită să-L slujești pe Dumnezeu? Să merită să te închini unui Dumnezeu care merită cinstit? Acesta Dumnezeu e la orăștie în biserică în seara aceasta. Aleluia, 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 tu Sfânt cercetează în taină. Elichelados obred meglad menie, lasă-L să te atingă în această seară. Lasă tu Sfânt să-ți miște inima, lasă puterea lui Dumnezeu să lucreze în dreptul vieții tale și să poți experimenta în această seară că și lângă tine este un Dumnezeu puternic, un Iisus Hristos viu! Aleluia! Aleluia! Aici la dumneavoastră, soră, va lucra Domnul în taină. Pentru că vă rugați în taină să se implice mâna lui Dumnezeu. În scurtă vreme Domnul va lăsa un semn. La vederea semnului îți vei aduce aminte că în seara asta ți-a vorbit Duhul Sfânt. El e prea nagodifol, chiar dacă trebuie să bezi dintr-un pahar al suferinței până la fund. Îi hotărâți să-l bezi din paharul acesta, dar să nu uitați. Biruința este cel ce poate da e Dumnezeu. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Când vin aici Domnului cu curăție de inimă
Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, găsești milă și har, îndurare. În versetul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu și ne arată așa de minunat cuvântul Scripturii în această seară. Și în versetul 4 cu 16, multe lucruri care am putea să le citim în locul acesta. Domnul vine și ne încurajează, Domnul vine și ne întărește prin puterea Duhului Sfânt. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Nu-i cuvântul meu, ci e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vii cu o inimă curată și te apropii de Dumnezeu, nu va fi numai senin în viața ta sau în viața mea. Nu va fi doar numai zile frumoase. Vor veni și zile de încercare, vor veni și zile de necazuri. Dar dacă noi îl ascultăm pe Domnul, spune Biblia aici, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului. În această seară te cheamă Dumnezeu cu deplină încredere, adică îndrăsnește la Domnul. Domnul spune, îndrăsniți la mine, eu am biruit lumea, am biruit infernul, am biruit totul, glorie Domnului. Poate veni cu o inimă jumătățită, poate veni descurajat și nu știi ce să faci, să te duci să îndrăznești sau să nu îndrăznești. Poate vei spune, am atâtea lucruri nerezolvate, lucruri neiertate, păcate nerezolvate. Domnul spune în seara aceasta, îndrăsniți la mine, ca să căpătați încredere și îndurare de la scaunul îndurării lui Hristos. Mare-i Dumnezeu! Mare-i Dumnezeu! Haleluia! 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 Când mergi la Iisus cu inima plină de credință, când mergi la Iisus cu convingerea că-și Dumnezeu răspunde rugăciunii tale, să știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Frați și surori, pe noi și familia noastră ne-a trecut Dumnezeu pe mai multe rânduri prin încercări. Dar în încercare, Domnul a fost de partea noastră. Vreau să spun lucrul acesta când a născut soția al nouălea copil. Înainte de a naște soția cu un an de zile, a început Domnul să ne avertizeze, să ne anunțe, să ne facă să fim pregătiți. Când ne așteaptă o încercare, un vânt puternic, nu știam din ce direcție vine. Ne gândeam într-o formă, ne gândeam în altă formă. Însă Domnul știe de unde vine vântul. Știe pentru că le vede cu distanțe, cu bătaie lungă, e Dumnezeu puternic. Măriți să fie Domnul. S-a apropiat să nască, soția i s-a împlinit vremea să nască. Și soția, când se apropia vremea să nască, ea vedea că ceva se întâmplă, ceva nu-i în regulă. Dar n-am spus familiei, am împărturisit lucrul acesta în câteva biserici, dar se făcea că visasem un vis, era luni, și parcă soția mea murise. Așa am visat în vis, treceam cu mama pe o stradă la noi, la țară, și mă gândeam, bă, cum de-a murit așa repede? Mă gândeam în mintea mea, înainte de a se întâmpla lucrul ăsta cu o lună de zile. Însă să știți că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Cel ce l-a chemat pe Lazar, mort de 4 zile, pus într-un mormânt, se descompunea, mirosa greu, a avut putere să-l cheme afară. Același Iisus e și în seara aceasta aici. Același Iisus a fost și atunci când a născut soția mea. Același Iisus e prezent aici în adunare. Aleluia! Elicheladia sabrodi vilbeglae. Duhul Sfânt îmi spune să vă spun mijlociți în rugăciune, că poți pleca atins de Domnul seara aceasta. Nu că predicăm noi că suntem muritori ca dumneavoastră, dar proclamăm un Dumnezeu mare, un Dumnezeu prezent în adunare. Este Iisus Hristos! Aleluia! Și duminica, soția zice, băi, trebuie să mergem, că ceva nu e în regulă. Nu merem duminica, acum rămâne până luni. După ce mi-am adus aminte de visul care l-am avut, după ce a trecut timpul, și lunea când ne-am dus să nască soția,
Dus a făcut un control, a zis, e în regulă, poate să vină mâine sau să rămână astăzi. Noi ne-am bucurat, ne-am dus în piață, în Deva, să-l întâlnim pe fratele cu care am mai fost la dumneavoastră să ne duc acasă. Dar în timp ce mergeam spre piață, ceva îmi spunea în ureche, întoarce-te înapoi la spital, întoarce-te-vă înapoi. Nu înțelegeam de ce vine vocea asta la urechile mele. Și am zis soției, mergem înapoi la spital. Și au rămas așa ca și cum ar fi întristată, de ce să mergem la spital înapoi? Timp ce îi spuneam, îl văd pe fratele prin piață, îi fac semn să vină și du-ne înapoi la spital. Ea de-abia mergea. Când am ajuns la spital acolo cu ea, frați și surori mărturisesc că și cel cu inima curată, dacă nu este curată, Domnul să o curățească, Dumnezeu lucrează. Cel ce are inima încrezătoare în Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde la rugăciune. Pentru că Dumnezeu, spune cuvântul Lui, vine lângă cel osterit și îl ajută. Glorie Domnului! Am ajuns acolo, s-a mirat, asistent era o soră din Deva care e pocăită la numărul 1. Sora Cordea s-a mirat și cum de-ați venit înapoi? Și a venit, i-a făcut internarea. N-a mai durat jumătate de oră și iase pe hol la mine și spune, mă cunoștea. Ne știam pentru că era al doilea sarcin la soție. Lus Marius, îmi pare rău. Cu soția ta nu-i bine între viață și moarte. Deci n-a trecut jumătate de oră. 4 ore o stat la reanimale. Fetița când au scos-o din ea, 5 minute a fost moartă. Au dus-o unde pun copiii mici, copilași, bebelușii. Când a venit asta la întâi zi, următoarea zi la soție, ea era tot la reanimale, mă duc să văd de fetiță cum se află și spune doctorița, îmi pare rău, fata este grav, inima e așa, plămânii, totul funde că e foarte grav. Dar ceva în mintea mea mi-a venit și a spus, spune-i, a spus în felul următor, eu sunt tata fetiței, pastor de biserică, dați-mi voie să intru la fetiță, să fac o rugăciune pentru fetița mea. Nu-s cum să nu te las, o trimis asistent, am intrat. Nu știu ce rugăciune am făcut atunci, când am văzut în ce fel era fetița, în ce hal era fetița. I-am făcut un geap cu un de lemn, o rugăciune foarte sărăcăcioasă în mintea mea, o rugăciune foarte fără efect, așa am gândit eu. Dar când am ieșit, am pupat fetița pe frunte și am zis, sigur, nu o să mai prind în viață fetița. Când am venit următoarea zi la spital, mă vede doctorul și spune, domnule, ce v-ați întâmplat cu fetița noastră? Prima m-am șocat, am crezut că e ceva grav. Fetița merge spre foarte bine. De ce? Că m-am dus eu nu. Pentru că a coborât altul. A coborât altul. Care are viață în mâinile lui. Care are putere în mâna lui. Este Iisus. E cineva aici în această seară, timpul a trecut. Ar fi multe lucruri de spus în locul acesta. Okay. E cineva în seara aceasta care crede că-L vindecă Iisus? Să ridicăm mâna sus cine crede că-L vindecă Iisus. Adică să ridicăm în picioare. Va binecuvânta Dumnezeu cu frați cântăresc, cu frații care sunt aici și rog să pregătească într-o cântare. Iisus Hristos vindecă și în seara aceasta. Iisus Hristos vindecă și în